Un nou scandal însă zguduie coaliția de guvernare după ce președintele Senatului, Florin Câțu, a declarat că nu are cum să stea la masă cu liderii PSD, iar această coaliție este una nenaturală. Cu mai multe informații vine acum colegul meu, Vasile Marcu. Bun găsit, Vasile! Al doilea om în stat vine din nou cu astfel de declarații care pun gaz pe foc în coaliție. Exact, practic își continuă tirada la adresa socialdemocraților, care de altfel i-au și adus plecarea din funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Iată că își continuă atacurile atât la adresa colegilor din partid, dar și la adresa socialdemocraților, spunând că nu, PNL nu are cum să stea la masă cu socialdemocrații în condițiile în care socialdemocrații au adus țara în momentul de față la un deficit economic. Spunea Florin Câțu că i-au luat 3 ani de guvernare liberală pentru a reface problemele economice pe care le-au lăsat în urmă socialdemocrații, iar acum tocmai liberalii stau la masă cu cei care au creat probleme economice. Nu este primul atac la adresa socialdemocraților, primul atac al lui Florin Câțu, de altfel în ultima jumătate de an a tot avut atacuri atât la adresa miniștrilor socialdemocrați, la adresa conducerii Partidului Socialdemocrat, atât pe, deci, atacuri și pe linie politică și atacuri la adresa măsurilor sociale luate de PSD. Vedem acum din nou aceste atacuri, atacuri care au dus la plecarea sa din funcția de președinte al Partidului Național Liberal și din ce spun surse, inclusiv liberale, e posibil ca Florin Câțu să rămână și fără funcția de președinte al organizației din sectorul 3, organizației liberale sector 3, tocmai din cauza unor astfel de declarații pe care le face și le-a făcut și acum. Mulțumesc, Vasile Marcu. Vedem exact ce se întâmplă alături de noi. Este purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, domnul Ionuț Stroie. Mulțumesc, domnule Stroie, pentru această intervenție. Cum vedeți această declarație, fostul președinte al PNL, dar actualul numărul 2, președintele Senatului, și spune că nu ar trebui să mai fiți în această coaliție nenaturală cu PSD? Bună ziua și bine v-am regăsit! Nu mi este foarte clar ce își dorește domnul Câțu, cum la fel foarte multora din PNL în acest moment nu le este clar ceea ce își dorește domnul Câțu. Ce pot să vă asigur și știu că își dorește Partidul Național Liberal este o guvernare stabilă și că asta este ceea ce și vor românii să știți. Fără a reveni mereu la aceste mici dispute sau frustrări politice sau mize personale. Congresul Partidului Național Liberal de acum o lună a confirmat pentru toată lumea, inclusiv pentru domnul Câțu, că Partidul Național Liberal vrea să mute de la aceste scandaluri politice la o guvernare solidă și eficientă. Este ceea ce a propus și a demonstrat că poate face președintele acestui partid, domnul Ciucă, și totodată premier. Coaliția funcționează, evident ne-am asumat o responsabilitate foarte mare într-o perioadă extrem de dificilă pentru țară. Și așteptăm să și livrați, domnule Stroie, așteaptă toată lumea. Vorbiți de frustrări politice și mize personale ale domnului Câțu. Mai poate să rămână în funcția de președinte al Senatului? Aveți un consiliu. Peste 2 săptămâni veți face această mișcare, să-l schimbați de la președinția Senatului? La aceste întrebări nu poate răspunde decât partidul care de altfel l-a susținut și propus pe domnul Câțu în această funcție. În niciun caz purtătorul de cuvânt. Dar în momentul necesară... de fapt vă pot asigura că există dezbatere democratică și liberă în interiorul Partidului Național Liberal și o decizie în sensul ăsta, dacă va fi, va fi și vă vom anunța public. Dar o dezbatere legată de declarațiile acestea războinice ale domnului Câțu e necesară în partid? Nu sunt în măsură a aprecia lucrul ăsta. Până la urmă există o structură de conducere care poate aprecia comentariile publice ale domnului Câțu. Da. Vă pot asigura că modelul funcționării cu PSD este unul clar și bine definit. În momentul de față există rezultate concrete ale acestei guvernări, există o agendă comună, chiar dacă cele două partide să vedem și răspunsul președintelui Nicolae Ciucă. Mulțumesc, domnule Stroie, pentru intervenție. O să urmărim exact ce se va